fost accesibile. Da, chiar a fost accesibil și a fost destul de ușor. Ce anume ți-a căzut ție? Mi-a căzut un text informativ despre evoluția tehnologică, mai exact. Și? Okay? Da, a fost simplu. Mi-a dat amezumat. Da. Am înțeles. Comisia foarte primitoare, foarte susținătoare. Subiectele n-au fost dificile. Totul s-a desfășurat foarte ok. Și așteptăm următoarele conferințe. Ce subiect ai avut? Mie mi-a picat un articol din legislație, un text juridic-administrativ. Și la al doilea subiect a trebuit să îmi exprim opinia cu privire la importanța activităților extrașcolare, ceea ce consider că sunt destul de importante pentru că te formează atât fizic cât și social, cât și emoțional. Te formează din mai multe puncte de vedere. Bună ziua, numele meu este Matei Gavril, sunt elev în clasa 12-a la Colegiul Național Calistra Hogaș. Astăzi voi susține proba orală în cadrul examenului național de bacalaureat. Emoțiile sunt pur și simplu una firești pentru fiecare dintre noi, dar am încredere că totul va fi bine. Este un examen pe care consider că toată lumea ar trebui să-l susțină, deoarece ne ajută să ne dezvoltăm capacitatea de a vorbi în limba română și totodată este o competență care pur și simplu își are loc în cadrul examenului de bacalaureat.